Ei, bine te-am găsit, dragul moșule. Bine ai venit, moșule. Ei, am colindat prin multe țări și m-am interesat cum aș putea să ajung și eu la copii în anul acesta, ca să-i facem fericit. Și mi-au pus spiritușii, că au luat prin toate țările, prin Canada, prin America, prin Belgia, prin Franța, prin Germania, și au văzut ceva papuci de distanțare socială. Ei, uite, și m-am gândit eu că tare bun eu mi-ar fi o pereche de păpuci ca să pot ajunge și o siguranță la copii. Bine te-ai gândit. Ei, de aceea m-am gândit să te sun și să-ți fac o comandă de păpuci. Oare ai reușit să faci păpuci și ceva pentru mine? Că tare mă bucur că aici în România, la depărtare de noi, am găsit un om așa bine priceput ca dumneata, care să poată să ne descurce din această problemă. Am făcut, moșule, cum ne-am înțeles? Ei, dragul moșule, ia să vedem ce mi-ai pregătit aici, uite, că tare aici, curios. Hai să vedem. Și tare m-am bucurat că am reușit să dau de dumneata un om așa de priceput. Aici, în țărișoara asta am micut. Aici, am în România. Ei, dragul moșule, da bine mai vin în picioare. Uite-te. Ei, să știi că tare bine mă simțesc mine. Și stai ușurei, dragul moșul. Ajută-l pe moșul, te rog. Să vedem noi. Așa. Bune? Sunt foarte bune, dragul moșul. E ca acest păpuț o să pot să ajung eu la toți copiii. Să le pot da cadouri și să le mulțumesc pentru faptele bune pe care le-au făcut. Moșule. E...